La Nisporeni s-a desfășurat turneul comemorativ de mini-fotbal consacrat eroului Tudor Țărnă, decedat în anul 1992, pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. De a fi patriot nu înseamnă să spui doar cuvinte, înseamnă să faci fapte concrete și aceste fapte noi, polițiștii de la Nisporeni, le-am făcut mai bine 25 de ani, păstrând vie memoria lui Tudor Țărnă prin organizarea turneului de mini-fotbal și alte activități pentru amintirea și comemorarea tuturor participanților și celor care au suferit în războiul de pe Nistru. Este un lucru important atât pentru dumneavoastră care sunteți și care ați fost colegi cu Tudor Țărnă, este important pentru noi ca cetățenii a orașului Nisporeni, a raionului Nisporeni, pentru ca să-l ținem viu, să-l ținem în memorie viu tot ceea ce a făcut pentru ca noi astăzi să trăim într-un stat liber și suveran. Acest turneu din an în an capătă un conținut tot mai ferm și valoros, promovând spiritul civic și patriotic. Asta o demonstrează numărul echipelor participante, care crește în fiecare an. Da, un meci foarte interesant, un meci puternic, gazdele sunt o echipă demnă, cu puțină șansă, a făcut o egalitate. Turneul e puternic, să zicem așa. Ce puteți spune despre Tudor Țărnă? Un erou care fără să steie pe gânduri și-a dat viața. Un coleg care, până în momentul de față, să mândresc colegii, tot inspectoratul se mândrește, cred că tot Ministerul de Interne se mândresc cu așa băieți care, fără să steie pe gânduri, și-au dat viața pentru patrie. A fost un joc foarte puternic, cu două echipe bine pregătite. De altfel, la fiecare turneu avem un duel aprins cu echipa adversară. Sperăm, până la urmă, să finisăm jocul cu victorie și să mergem mai departe în acest turneu. Ce puteți spune despre Tudor Țărnă? Despre Tudor Țărnă nu am decât să spun că a fost un erou al neamului. A dat dovadă de calități, cum ar fi bărbăție, patriotism și putere de caracter. Cred că fiecare cetățean la Republicii Moldova are doar cuvinte de laudă și omagiu față de acest bărbat al neamului și o să-l comemorăm în permanență. Meciul este unul foarte frumos. Organizatorii au reușit să ne uimească cu nivelul de organizare. Deci este un turneu foarte interesant. Am înțeles că este deja o tradiție la Nisporeni. Echipa Chișinău e pentru prima dată când participă la astfel de turneu. Deci le urăm echipelor în continuare mult succes și un meci frumos. Despre Tudor Țărnă nu-l cunosc personal, dar știu că este un erou al neamului, un erou născut pe plaiurile voastre, care a slujit patriei și fiind în gradul de locotenent major, a decedat pe câmpul de luptă. La 19 mai 1992, pe platoul de luptă din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost rănit mortal Tudor Țărnă. În memoria lui, în fiecare an la Nisporeni, se organizează în luna mai un turneu de mini-fotbal. În conflictul armat de pe Nistru, au decedat 4 persoane din Nisporeni.